Săgeata Năvodare a încheiat neînvinsă cantonamentul din Antalya. În ultimul meci amical din Turcia, formația antrenată de Cătălin Anghel a terminat la egalitate 1-1 disputa cu FC Minsk. Dobrogenii au deschis scorul prin Cristian Munteanu în minutul 30, acesta reluând din 6 metri după un corner executat de pe partea stângă. A fost și singurul gol al primei reprize, săgeata conducând la pauză cu 1-0. Rușii albi au egalat în minutul 64 prin Kirilenko. Acesta a șutat plasat de la marginea careului după o frumoasă acțiune colectivă. În formula trimisă în teren de antrenorul dobrogean, noua achiziție, liberianul Dule, a fost titular. Roman și Bărbulescu nu au jucat niciun minut în acest turneu, ambii acuzând accidentări mai vechi. Vineri seară, dobrogenii au revenit în țară, iar luni își reiau programul de pregătire la Năvodari. Săgeata Năvodare a încheiat cantonamentul din Antalya cu un bilanț pozitiv, 3 victorii și 2 remize. S-au stabilit și datele de disputare a primelor două etape din acest an. Săgeata va deschide prima rundă pe 21 februarie, ora 18, cu FC Botoșani pe stadionul Farul. Meciul din runda următoare de la Timișoara se va disputa sâmbătă, 1 martie, de la ora 18. Până la reluarea campionatului, echipa din Nordul Litoralului va mai susține 2 meciuri de pregătire, unul dintre acestea fiind programat pe 15 februarie împotriva divizionarei secunde FC Farul Constanța.